Bine ai venit la un nou video! În această prezentare echipez un tablou electric monofazat cu componente ETI. Spațiul în acest tablou electric este pentru 72 de module, împărțit pe 4 șine Omega, iar pe fiecare șină se pot pune maxim 18 module. Ca exemplu de un modul în tabloul electric este o siguranță automată MCB de un pol, poate fi și de 1P plus N. Lângă tabloul electric am toate componentele pe care le voi folosi pentru a-l realiza. Acesta va fi echipat și cu un releu de monitorizare a fazei pentru a-ți proteja echipamentele electronice și electrocasnice în caz că va veni din rețeaua electrică o supratensiune. Prima componentă pe care o fixez în tabloul electric este acest separator cu siguranțe fuzibile modelul FD10 1P plus N maxim 32 de amperi, în care va intra alimentarea generală. Încep cu aranjatul lor din partea de jos a tabloului electric, deoarece în acest caz, pe jos va intra și alimentarea generală. Următoarea componentă este această clemă suport de siguranță, care va fi utilizată pentru protejarea releului de monitorizare a fazei. Acesta este releul de monitorizare și control al tensiunii, modelul HRN31. Aici este un contactor de 63 de amperi monofazat care va primi comandă de la releul de monitorizare fază. Următoarele componente sunt clemele pentru derivație. Fiecare are 4 intrări și 4 ieșiri, exceptând cea pentru împământare care are 2 intrări și 2 ieșiri. Ele se pot atașa una de cealaltă, iar cu ajutorul lor putem distribui faza nulu și împământarea în mai multe direcții. Fixarea se face foarte ușor direct pe șina Omega. Am terminat cu aranjarea componentelor de pe prima șină sau linie și urmează să le aranjez pe următoarele deasupra pe a doua șină Omega. Prima componentă pe care o fixez pe a doua șină Omega este o protecție diferențială RCCB tip A de 63 de amperi. Dacă nu știi care este rolul foarte important al acestui RCCB în tabloul electric, te invit pe acest canal. Deoarece mai am și alte tablouri electrice prezentate în care prezint rolul acestui RCCB, lângă protecția diferențială RCCB fixez siguranțele automate MCB curbă B 1 pol, 7 bucăți de 16 amperi pentru circuitele de prize și 3 bucăți de 10 amperi pentru circuite de iluminat. Atenție, deoarece este foarte important să aranjezi siguranțele automate MCB în ordine descrescătoare, începând cu cele cu amperaj mai mare de lângă RCCB. Trecem la următoarea șină Omega de sus. Aici voi avea aceeași configurație cu o protecție diferențială RCCB, urmată de 10 siguranțe automate MCB curbă B 1 pol. Pe ultima șină Omega din partea de sus, voi aranja componentele la fel ca cele de pe cele două de mai jos. Următoarele componente ale acestui tablou electric sunt cele 3 blocuri de distribuție modelul EDBC pentru conductorul de nul al circuitelor. Acestea au și câte un creion din plastic care ne ajută să fixăm conductorii în interior.
Blocurile de distribuție se pot fixa direct pe șina Omega. Am nevoie de 3 bucăți aici, deoarece am 3 protecții diferențiale RCCB și fiecare trebuie să aibă blocul ei de distribuție pentru conductorul de nul al circuitelor. Atenție mare! Dacă aș fi avut un tablou electric mai mic, cu câteva siguranțe, puteam folosi și bara de nul cu protecție la atingere directă. Pentru a conecta faza pe toate siguranțele MCB, am nevoie de aceste bus baruri tip furcă sau pieptene, pentru siguranțe monopolare un pol în acest caz. La aceste protecții de la ETI se poate intra pe oricare dintre cele două părți, conform fișe tehnice. Eu aici am ales să conectez buzbarul pe partea de sus la toate, dar se poate și pe jos. La toate cele trei buzbaruri tip furcă trebuie înlăturat un pol, cel care intră în borna de nul la RCCB, deoarece nulul nu trebuie să facă contact acolo, pentru că nulul care iese din RCCB va merge în blocul de distribuție. Aceste buzbaruri se fixează foarte ușor. Acum, după ce le-am introdus, voi strânge fiecare șurub, apoi revin. Am revenit și am constatat că îmi va fi mai ușor cât și mai estetic dacă rotesc blocurile de distribuție pentru nul cu intrarea pe partea de sus. Dacă vrei să susții acest canal de YouTube, poți deveni membru prin apăsarea butonului Alătură-te sau intrând pe linkul din descrierea acestui video, iar în acel moment vei avea acces la toate beneficiile pe care le are un membru. Orice întrebare pe care o ai legată de acest video, o poți scrie în comentarii. Aici am siguranța fuzibilă de 32 de amperi pe care o introduc în separator pe fază. Introduc și siguranța de protecție pentru releul de monitorizare fază în clema suport siguranță, cea verde. Se observă aici mai de aproape cum se pune. În acest moment toate componentele tabloului electric sunt fixate, iar ceea ce urmează este să efectuez conexiunile între ele, dar voi prezenta asta în partea a doua a acestei prezentări. Am considerat că este mai bine dacă o împart în două părți pentru a nu vă plictisi, deoarece prezentarea este foarte lungă. Sper că ți-a plăcut ce ți-am prezentat până acum. Dă-i un like și rămâi aproape de acest canal pentru a vedea și a doua parte din această prezentare cu tabloul electric. Îți recomand să vezi și alte prezentări foarte utile printr-un click pe una din ferestrele de pe ecran. Mulțumesc pentru toată atenția!